se va intona imnul de stat al României. Comemorăm 105 ani de când, pe meleagurile noastre, au căzut la datorie oameni care și-au pus în slujba poporului propria viață. Cunoscuți sau necunoscuți, eroii noștri merită prinosul nostru de recunoștință. Eroii nu au vârstă, eroii nu au uniformă, unii eroi chiar nu au nume. Dar noi suntem datori să-i comemorăm, să le aducem onorul, să îi pomenim în rugăciunile noastre pentru liniștea sufletului lor. Astăzi suntem aici de față la înființarea subfilialei Mănăstirea Acașim din Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria. La un grup de consăteni, inițiativă. Un grup de consăteni care sunt dornici de a face cunoscute valorile noastre și care sunt pasionați de istoria comunității noastre, că slavă Domnului, de asta avem destul, și care, de-a lungul anilor, nu a fost pus în evidență. Așadar, astăzi, prin prezența reprezentativului al domnului Gicu Morav, domnul major în rezervă, care va pune bazele subfilialei de la Mănăstirea Acașim. Pe această cale, aș vrea să mulțumesc tuturor consătenilor care au venit în sprijinul domnului major în rezervă Gicu Moraru și aș vrea să vă asigur că veți avea susținerea mea atât ca persoană, dar ca și reprezentant al autorității locale. Tot astăzi vreau să vă spun că vom semna un contract de dare în folosință gratuită pe care se va acorda un sediu acestei subfiliale. Așadar, și închei prin aceasta, ca primar al comunei Mănăstirea Acașim și în numele concetățenilor noștri, vreau să ne exprimăm recunoștință veșnică pentru toți acei care și-au pus propria viață ori de câte ori a fost nevoie și și de-a lungul timpului chiar și și-au îndeplinit misiunea lor față de țară. Dumnezeu să-i ocrotească pe români
și recunoștință veșnică eroilor noștri. Dau cuvântul domnului major în rezervă Gicu Moraru, care va vorbi un pic despre subfiliala Mănăstirea Cașin. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Prahop, Preacucernice Părinți, stimați invitați, doamnelor și domnilor din Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, domnule colonel Cojocaru Stelian, reprezentant din partea Comitetului Director Cultul Eroilor Bacău și președinte la Asociația Tradiții Militare Bacău, exprim deosebită bucurie că astăzi să marcăm 105 ani de la luptele de pe vrata vatra satului din războiul pentru întrecerea neamului. Foarte pe scurt, vă rog să-mi permiteți să înțelegem contextul acelor evenimente. În noaptea de 14 spre 15 august 1916, pe întregul lanț al Carpaților, începând cu cei din sud, Carpații Meridionali, continuând în zona noastră, Carpații Meridionali, până spre nord, trupele române așteptau semnalul "Treceți Carpații, eliberați frații!" După o campanie victorioasă de 3 săptămâni spre inima Transilvaniei, inamicul a oferit o ripostă deosebită, astfel încât toate trupele au revenit pe pozițiile de plecare în zona de graniță. Concret, în zona noastră, pentru că nu avem timp să evocăm întâmplările din ceea ce se numea odată generic primul război mondial. Vom reveni la realul nostru. Astfel, la data de 4 octombrie, trupele române erau cantonate la pichetul grăniceresc de la Coarnele și apoi au avansat succesiv în zona munții Zboina, cu cele două zboine, Înțărcătoarea, Coarnele Măgurii, Plaiul Fata Moartă, Măgura Cașin, astfel încât momentul cel mai trist pentru noi și care o să vedeți că ulterior a creat probleme deosebite, pe 22 decembrie 1916, din păcate, vârful Măgura, cota 1165 de metri, a fost pierdută. Asta ne-a costat pe noi enorm de mult. Concret, în vieți omenești, după unele surse documentare, 8.000 de eroi, după altele, 18.000 de eroi. Inamic, odată ce a ocupat atât plaiul Fata Moartă, cât și cota 1165, a obținut două redute naturale, care, paradoxal, pe teritoriul românesc, le era favorabil. În acest context, toată Valea Cașinului a fost măcinată, a fost metru cu metru pulverizată de tirul inamic, de artilerie inamică pe creastă de munte. În istorie militară, în foarte puține locuri s-a întâmplat așa ceva. Doar în Alpi, în zona de conflict între Austria și Italia, o să mai vedeți în istorie astfel de întâmplări. Ca să condensăm, pentru că este după amiază, fiecare își are programul, vă spun așa, până în ultima clipă de război, până în ultima zi de război, adică 26 noiembrie / 9 decembrie, cu raportarea la calendarul nou, când s-a semnat armistițiu, în toată această perioadă, atât pe Fata Moartă, cât și pe Măgura Cașin, s-au dus lupte crâncene față de alte zone și teatre de operațiune ale țării, unde au fost lupte de o săptămână, două, trei, precum în locațiile intrate în istorie ca mari victorii, referire la Uituz, Mărăști, Mărășești, aici, în munții Cașinului, zbuciumul, urletul războiului a fost din 4 octombrie până la data pe care v-am spus-o la armistițiu. În continuu au fost lupte, cineva avea ocazia să citească cartea Ioan Misir,
fata moartă, pe care de fiecare dată o port cu drag, pentru că vorbește despre locurile noastre, vor vedea ce a însemnat urgia războiului. Închei cu momentul acela despre care v-am spus, 9 decembrie, atunci s-a tras ultimul cartuș pe Măgura Cașin, când, împreună cu armata rusă, caz rar de cooperare, pentru că dacă știm din istorie că a intervenit Octombrie Roșu și armata rusă a intrat în dezorganizare, că ajunsese dinamic, inamic, printr-o întâmplare fericită, armata a doua română, care era cantonată aici, a colaborat, știți, pârâul rușilor, de acolo se trage, a colaborat cu trupele rusești, Măgura a fost luată prin învăluire, am zis că o recăpătăm, din păcate, până în ultima clipă de război, a rămas reduta de necucerit. Ultima idee pe care aș vrea să vă rămână fixată, că arealul acesta generic numit Cașin trebuie menționat de drept în istoriografia militară și în istoria poporului român, alăturată celor trei mari victorii. Adică în loc de Oitus, Mărăști, Mărășești, de drept este, ca o reparație istorică, Oitus, Cașin, Mărăști, Mărășești. Mulțumesc tuturor! Cu permisiunea voastră, Părinte Protopop, dacă aveți bunăvoința să ne binecuvântați această lucrare și mulțumim, cu scuze, mulțumim mult, doamne primar și domnilor și doamnelor consilieri, pentru sprijinul acordat pentru înființarea subfilialei. Vă felicit! Să trăiți! Mulțumim! Părinte Protopop, mulțumim frumos! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate legii, venise și ceea ce este de bunos, tuturor le dăruiești, unule ziditorule, odinește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus, spre păcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care L-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, pentru odihna sufletelor fericiților, într-o adormire, eroiul Saș, luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, lacări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru libertate și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor în drept și să odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește!
Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care-i culcat moarte și pe diavol ai surpașa și lui viață în mitare. Însă-ți, Doamne, odihnește și sufletele fericiților într-o adormire. Eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă și în aceste locuri, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credințelor ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și unitatea poporului român, odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o săvârșit ei în această viață, cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptarea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului, de viață făcătorului tău duc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele dormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem. Făcând tânguire de îngropare, cântare, aliluia! Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o, să umărim. Dumnezeu ar vedea, nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează căuta oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat. Care mărindu-l voștire cerești pe tine te fericim. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bună voie a unui a născut Fiului tău, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința. După cruce înviere, auzi-ne prin noi care ne rugăm acum puterii și virii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor care pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de marturi ne stau înainte, și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă blăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, Hristoase, Dumnezeul nostru, dezleagă-le, dezleagă și iartă-le orice au greșit cu fapta, cu vorba sau cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata aleșilor tăi, așa și în cer să-i numere noastre a sfinților tăi mucenici. Și precum înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții ca acești viteți oștași purtători de verință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor datorită lor, trăind acum liber, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile favorite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavii tale,
și pentru jertfa înaintașilor, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de aici și de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne viruința asupra celor potrivnici, bună sporire în belșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristos, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucerice Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea Preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Drăturii Lazar, cel a patra zi înviat din morți, sulutele adormiților robilor săi, fericiți într-o adormire ostașului neamului nostru, și toți cei care odinesc în cimitirul eroilor, tot ale prorocilor care s-au jertfit pentru neam și țară, pentru întregirea neamului, pentru biserică și pentru popor. Fără lor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Fără lor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Pomenirea lor din neam în neam și din veac în veac să fie peste voi, peste noi și refă lor veșnică. Hristos a înviat din mort, o moartea pe moarte cântă și celor din morminte viață dă. Trebuie să-i numere iar pe noi, să ne miluiască ca un bun de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenici părinți, împreună slujitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos și eroilor neamului nostru românesc, distinsă doamnă primar, domnule viceprimar, iubiți invitați, domnule maior, iubiți copii, este o bucurie pentru noi ca astăzi să fim aici, dar după jertfa lor, orice cruce aduce înviere și iată ziua de astăzi a rămas să fie o amintire în cinstea eroilor neamului. Se vede că primăria din Mănăstirea Cașin a găsit loc aici să se facă un loc pentru ceea ce reprezintă cultul național al eroilor, prin această asociație Cultul Eroilor Regina Maria la nivel de țară și iată și subfiliala de la Bacău din județul nostru și iată o altă în comuna Mănăstirea Cașin, în ceea ce este o bucurie și o binecuvântare. Ne bucurăm de această slujire pe care o avem împreună. Noi am ascultat cuvântul dumneavoastră, domnule maior, dar acolo a spus Cașin, nu Mănăstirea Cașin. Nu s-a făcut greșeală, dar noi spunem că este bine ca să ne amintim de Mărășești, Mărăști, Cașin, pentru că ei, această comună vecină cu noi, prietenă, au dat un tribut mare neamului nostru. Mănăstirea Cașin a dat și mai mare, știm și pierderile care au fost aici, dar și durerile care au fost, iar Mănăstirea Cașin împreună cu Oituzul trebuie să avem în vedere și Bogdăneștiul, trebuie să avem în vedere și Dofteana, pentru că toată Valea Trotușului, Târgu Ocna, care era oraș atât de frumos, a fost avariat complet și au murit atâția. Noi știm despre Vânătorii de Munte, iar anul și perioada aceasta centenar o cunoaștem centimetru cu centimetru și mă refer la biserică și implicarea tuturor celor care am făcut-o în această perioadă. Știm despre ce vorbim, de aceea nu ne place să vorbim și prin fapte. Acest lucru îl așteptăm de la dumneavoastră, domnule maior, dacă considerați că vă luați această, să spunem, îndatorire. Noi cuvinte frumoase auzim. Am ascultat un cuvânt emoționant, plin de, să spunem, de promisiuni, dar așteptăm fapte, pentru că aceste pietre care le vedeți, toate acest cimitir este
extrem de valoros. Acum, dacă eu aș vrea sau dumneavoastră, oricine să facă numai piatra care este pe dreapta sau crucea de pe stânga, să știți că este valoarea unei case și a unui apartament. Vi se pare mult, vi se pare puțin? Mie mi se pare că este foarte puțin în comparație cu ceea ce reprezintă sângele eroilor neamului. Nu mai întind cuvântul meu, ci atât vă spun. Suntem aici pe un loc în care sunt toți semintele lor, iar pentru noi ei reprezintă sfinții neamului. Eroii sunt cu adevărat pentru biserică, cei care au făcut mult pentru ca noi să avem o țară în care să se moară, să se spun să putem să trăim, dar să și murim creștinește. Acum 100 de ani, și cultul eroilor știe foarte bine, s-a murit în zona aceasta cu miile. Sunt peste 80.000 de adormiți de eroi. Numai la mănăstirea Cașin au murit datorită unei greșeli în câteva zile în luna august peste 3.000 de vânători de munte. Nu se spune mare lucru despre acest aspect. De ce? Pentru că Regina Maria, care a făcut România mare, nu a fost băgată în seamă, iar aceasta este, de fapt, culoarul pe care l-a, să spunem, statornicit cel mai bine. Mănăstirea Cașin, biserica, a fost cea mai adevărată, să spunem, prețuirea sufletului ei, această, să spunem, eroina neamului nostru. Și de aceea mă bucur că școala din satul nostru, reprezentată aici prin autoritatea școlii, atât prin doamna director, cât și prin copiii care sunt de față și profesorii, știu și trebuie să învețe viața acestei mari eroine a neamului. Era înțeleaptă, cunoștea 4 limbi străine la perfecție, vă dă puteți da seama, un sânge anglo-rus care a făcut ca această simbioză a neamului nostru să nu rămână nepecetuită în istorie, prin niște hotare pe care nu le mai avem astăzi. De aceea, încă o dată, din partea noastră, pentru că eu reprezint preoții de aici și mai sunt câțiva preoți care n-au putut să vină, îmi revine dreptul acesta ca dumneavoastră, doamnă primar și Consiliul Local, să vă mulțumim. Pentru că este acest loc unde s-au adus, să spunem, jertfa aceasta să se facă o subfilială, căreia cred că e bine să îi dați un nume tot în jurul acestei mari personalități pe care o avem în comuna noastră, Regina Maria. Deci Cașinul este o comună, mănăstirea Cașin este altă comună, două structuri care au făcut sufletești să facă ca acești oameni de pe această vale, și vă spun, nu numai până la Dofteana și Dărmănești, să sacrifice fiecare animal, tot ceea ce avea, oi sau vite sau altceva, și să hrănească eroul care n-avea decât 4 sau 5 gloanțe. Cu acestea l-au învins pe Mackensen. Doamne, ce paradox s-a întâmplat în locurile acestea! Și ce lucrare a făcut ierarhul Nicolae, despre care nu prea se spun multe lucruri. De aceea trebuie să se cunoască multe despre acest lucru și copiii trebuie să știe că atunci, 100 de ani, nu era niciun cult neoprotestant care nu participă la nicio sărbătoare și nu vreau să jignesc, măcar să vină și să-și aducă o recunoștință. Nu vin pentru că ei nu recunosc cultul eroilor pe care numai biserica noastră ortodoxă îl are și parțial biserica romano-catolică sau poate nu mă pricep eu bine. De aceea dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, știm pe cine reprezentăm aici, pe arhiepiscopul nostru Ioachim, care, bineînțeles, binecuvintează și a trecut în multe rânduri prin această comună. Vă dorim multă sănătate, zile frumoase și binecuvântate și o seară cu har și în pace. Amin. Mulțumim, părinte. Fiindcă avem prezenți copiii de la școala Regina Maria, dau întâi cuvântul doamnei director Iordache Felicea. Bună ziua, mult stimată audiență! Am găsit un citat pe care am ținut neapărat să vi-l spun dumneavoastră acum. Spune așa: aflându-se în luptă ofensivă pe Măgura Cașinului, sub locotenentul xenofon Obreja, a fost atacat de inamic care i-a sfârtecat stomacul cu mitraliera. Ținându-și stomacul cu mâinile,
El a continuat să-și îndemne plutonul la luptă și inamicul a fost alungat, iar el a căzut și a murit. Soldații l-au îngumat sub o stâncă unde i-au scris numele. Ulterior, corpul a fost recuperat și îngumat cu cinste eroică în cimitirul eroilor din comuna Mănăstirea Cașin. Aici doarme somnul de veci, fiind mereu pomenit. În fiecare noapte de înviere, Regina Maria venea să-i aprindă făclie. Vreau să spun că nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele domnului Simeon Gheorghe, care a scris monografia Mănăstirii Cașin. Poate că de acum, știind aceste lucruri, vom trece pe lângă aceste locuri altfel. Nu vom mai privi aceste ziduri doar ca niște povești ascunse, de mult uitate, ci ca poveștile unor oameni, unor eroi, care luptând și murind, au schimbat ceva pentru noi. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să cinstim eroii neamului care au udat cu sânge aceste meleaguri, pentru ca noi, cei de astăzi, să trăim liberi și în pace. Mulțumesc! Înainte de a asista la spectacolul copiilor noștri frumoși, îl invităm pe domnul colonel Cojocaru să ne spună și dumnealui câteva cuvinte despre aceste uniforme foarte frumoase. Vă mulțumim încă o dată pentru efortul dumneavoastră de a veni astăzi în mijlocul nostru și pentru ținutele acestea frumoase în care copiii noștri arată așa de frumoși. Bună ziua, stimați bunăstieni, stimați oficiați, stimați fiind părinți, sunt colon Cojocaru din retragere, s-a treia oară la noastră în comună, am participat de fiecare dată cu mare drag, reprezint cultul eroilor filiala Bacău, fac parte din comitetul director și-l felicit pe domnul Maior pentru inițiativă și pentru zbaterea, pentru realizarea subfilialei cultului eroilor la noastră în comună, iar eu reprezint, sunt președintele Asociația de Tradiții Militare, care promovăm tradițiile militare ale armatei române și cinstim eroi. De azi avem o simbioză cu cultul eroilor și întâlnim cu mare drag cu reprezentanții bisericii noastre. Vă spun eu pe scurt, numai în istorie când s-au vorbit, uniformele care le vedeți sunt ale oștașilor din Primul Război Mondial, care se compuneau din iauri de culoare gri, atunci soldatul echipa cu cizme, cu pantalon, veston, capelă. Capela este tipic armatei române. Port de apelul are o cască care se cheamă tip ADM franțuzească. Toată uniforma, de fapt, este din după model franțuzesc. Pentru iarnă avea o scurtă, pentru toamnă, cum e acum, numai veston. O să vă prezi, și sunt îmbrăcat în regimentul 27 infanterii, care a dat o jertfă mare de sânge pe dealul Cireșoare în august 1918. Toată zona asta este porțile Moldovei, sunt termopilele românilor. Dacă nu eram noi aici, astăzi nu mai puteam fi români. Vă prezint steagul de atunci, este al regelui Ferdinand, are sigilul regelui și stema țării, iar pe mijloc este emblema casei regale, este mai bine. Alb și negru. Vă mai închez, spunându-vă că statul modern român a fost fondat de Alexandru Ion Cuza, Cuco Gărnicianu, regele Carol I, cu Brătianu, regina Maria, regele Ferdinand și iar Brătieni. Și în al doilea război mondial au fost alți eroi care să vorbim altate. Eu, după părerea mea, Frucoasa Închei, cea mai reprezentativă figura regalității românești a fost regina Maria, care a făcut enorm pentru statul român și se cunoaște totuși destul de puțin. Vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate și ne mai întâlnim cu drag. Să rămân la doamnă, să rămân la părinții. Vă mulțumim. Bravo, și vă mai așteptăm pe meleagurile noastre. Bravo, domn colonel. Acum așteptăm un mic spectacol, de la o mică poezie, atunci, din partea copiilor noștri.
Cruce albă de vesteață, răsărită printre crește, cine te cunoaște lume, cruce fără de poveste? Peste brațele întinse, din poiana fără flori, undeva se atârnă cocorii în stol. Și tăcerea nesfârșită, sub arcadele de brad, nu se aude decât plânsul cetinilor care cad. Cruce albă de mesteacă, piciuită de furtuni, peste lemnuți gros, doar luna tune albele gununi. Ca o mână nevăzută, stovele se șterg de ploaie. Tot mai mult te bate vremea, vânturile te îndoaie. Și ca mâine, fulgi iernii te vor prinde în a lor salvă și vei dispărea din lume cruce de mesteacă în albă. Sfântul îngropat sub tine, cine-l va mai știa acum? Cruce albă rătăcită lângă margine de drum. Brațele rupte de vânturi se vor pierde pe poteci. Numai brazda de țărână îl va părăsi pe veci. Mulțumim! Bravo! 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 Emoția e mare, așa e.